Mărul Discordiei îl constituie zona în care viitoarea șosea de centură se întâlnește cu drumul comunal 23, cel care face legătura între cartierul Banovița al municipiului Drobeta Turnu Severin și localitatea Dudașul Cerneciului. Reprezentanții firmei constructoare susțin că au solicitat primăriei Șimian o autorizație pentru desfășurarea lucrărilor în zonă, începând cu data 15 martie. Numai că reprezentanții instituției le-au comunicat faptul că vor putea să le autorizeze numai de la 15 aprilie. Noi s-a cerut autorizația pentru să începe lucrarea din 15 di marzo până la 13 di marzo, dar ne è andata autorizzazione della 15 di aprile. Dare aspettare autorizzazione della primario di Simian, che până acum nu a venit. Declarația reprezentantului societății care execută lucrările de construire a centurii de ocolire a municipiului Drobeta Turnu Severin sunt contrazise de edilul comunei Șimian. Acesta ne-a explicat că a primit două solicitări din partea firmei pentru a începe lucrările în zonă, însă termenul menționat în cereri este cel de 15 aprilie, dată până la care mai sunt 10 zile. În data de 25 martie mi-au înaintat o documentație pentru a acorda aviz de lucrări pentru perioada de 15-30-04-2011. Am convocat cei doi diriginți de șantier, respectiv al primăriei Șimian și al constructorului, la fața locului pentru a vedea la fața locului realitatea exactă. Urmând ca după data de mâine, dumneavoastră să primească un aviz conform realității de la fața locului. Problemele legate de ritmul în care lucrările la centură înaintează au ajuns și la urechile prefectului Ion Mățu. Acesta a ținut să atragă atenția că dacă obiectivul nu va fi finalizat, riscăm să pierdem toți banii primiți de la Uniunea Europeană pentru această investiție. Este foarte grav pentru că pierdem toți cei 36 de milioane de euro dacă nu terminăm în timpul util, necesar, adică 30 iunie 2011, această lucrare în Drobeta Turnu Severin. Centura de ocolire a municipiului are o lungime de aproape 12 km. Două treimi din aceasta a fost dată circulației în decembrie 2010, iar restul urma la 30 iulie anul acesta. Fondurile destinate investiției provin în proporție de 75% de la Uniunea Europeană.